Un om al străzii a căutat timp de o oră un telefon să poată suna la 112 să salveze o femeie căzută într-un canal, însă totul a fost în zadar. Medicii au încercat timp de câteva ore să o țină în viață pe femeia care a căzut într-un canal, într-o zonă din municipiul Iași, la o adâncime de aproximativ 4 metri. Incredibil este că în momentul în care femeia a căzut în canal, un om al străzii a observat-o și timp de o oră a tot căutat un telefon mobil pentru a suna la 112. El a fost cel care în final a anunțat echipajul de urgență, dar din nefericire trecuse mult timp. Pacienta în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost adusă de către medicii de la Saj în curs de resuscitare în unitatea primiri urgențe, aceasta fiind și hipotermică. S-au continuat manevrele de resuscitare, deși șansele de supraviețuire erau extrem de mici. Din nefericire, medicii au fost nevoiți să declare decesul. Apelantul a transmis echipajelor de salvare că de o oră caută un telefon să poată suna la 112, a declarat doctorul Diana Cimpoeșu, medic șef UPUS Murdiaș. A fost anunțată poliția, iar trupul neînsuflețit va ajunge la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie, relatează mesajul.ro.